Partea a doua a filmării cu ceara. Ceara. Cum v-am promis despre ceară, a să spun ceva care pentru mine e important. Pentru cineva poate nu e important. Fiecare cu gândul lui, cu părerea lui și așa mai departe. Aici chiar ne-am conspectat ca să nu greșesc să vă spun datele cât mai precise. Un ucrainean, Corju, a făcut un experiment și a spus că 10.000 de albini, asta e egal cu un kilogram. Poate fi albina de o rasă mai mare sau în localitate. Luăm, spunem așa, în general, plus minus, la experimentul care dat, care s-a făcut el la și măsurările lui. Acestea toate, 10.000 de albini au fost crescuti în faguri albi sau Noi. primii, de culoare albă, albii, așa. În întunecate, tot 10.000 de indivizi au cântărit la dânsul 0 întreg și 838 de kilograme. Asta 800 de grame, 838 de grame. Așa. Și în fagurii negri, care de multe ori nu îmi pare rău să-i topim, de ce? Că așa clădiți frumos, că așa ține căldură, că așa matca primăvara Sau seamănă, cu toate că în realitate nu trebuie este asta să seamănă așa de vreme. Nu, fiecare părere lui, așa părerile se împărtășesc. O cântărit, 10.000 de albini, au cântărit 0 întreg 671 de kilograme. Asta 671 de grame. Acum, albinii care trebuie să strângă o cantitate la fel de miere. Să spunem, de exemplu, 10 kilograme. De exemplu, 10 kilograme. Spunem o cantitate egală. Pentru asta, nu întrebiești, ca strângă anumit, de exemplu, albini albi, o cantitate oarecare. Nu s-au făcut chiar ca 10.000 le-au strâns, poate și 10.000 le-au strâns atâtea mieri. Dar s-au calculat că pentru aceeași cantitate de 10 kg ca să strângă albinii care au fost scoase sau născuți, ecluzionate din fagurii ca finii, trebuie de două ori mai multe albini, dar din fagurii care sunt negri, trebuie de 5 ori mai mult albini ca să strângă aceeași cantitate de miere. Eu n-am știut chiar datele astea precis, că de două ori, trei ori, eu totdeauna am știut că albina, cât e mai din ramă mai albă, e mai mare și gușa e mai mare. Și de atâta e poate să aducă, eu totdeauna știam că am de vreo două ori. Că o albină mare aduce de două ori mai mult nectar decât o albină care e din neagră. Dar datele la experimentul dat ne arată că de 5 ori o albină mare aduce de 5 ori mai mult decât una din ramă neagră. Acum, dați să ne uităm, pentru ca să creștem un kilogram de albină. Pentru un kilogram de albină din rame albe, trebuie 2,5 kg de miere. Ca doicile noastre să hrănească, să prelucreze, trebuie 2 kg. Aici cred că s-are în vedere și păstura. Dar în date am găsit 2,5 kg de miere. Pentru tot aceeași cantitate, de ramele ca finii, ca cantitate, nu ca număr. De dacă ele sunt mai ușoare, care este din ca finii, sunt mai ușoare. Ca cantitate, 1 kg de albini, trebuie 2 kg și 900 de grame de miere. Și pentru ramele negri, din albini, din ramele negri, tot ca cantitate la kilogram, 1 kg de albini, nouă întrebiești 3 întreg și 7 kg de miere. Și așa, că dați-vă seama că, zici că la unul mânca mai mult, la altul mai puțin, ca albini, dacă ei mai mari, cam așa după rami, tot atâta, da? Dar miere s-o mânca mai mult. Asta ce ține din ramele albi. Eu după aceea să vă spun și la mine, că poate să... Eu sunt pentru aceia, pentru ramele albi, dar toate, cât cred că sunt mai zgârciți sau asta, de multe ori fac economii și mai... Ei, să mai meargă anul ăsta. Dar mulți nu fac, schimbă. Avem un moldovan, el a spus că eu cuibul schimb o dată în an. Cu toate că toți avanții, așa zici, 2 ani de zile. Cel mai bine cuibul, cum nu-i mai bine, se recomandă maximum 2 ani de zile. Că îl schimbi într-o an, în fiecare an, asta e foarte bine. De exemplu, eu ramile, asta arăt puțin mai târziu, dacă să intrăm în filmare, că eu am rămi de când am început eu apicultura. Dar, de exemplu, Nicolae, el totdeauna rămi noi, în fiecare an. El pe cele vechi,
vinde acolo la un preț tare redus, li mai dăruiește la prietenii lui și așa mai departe. Nu, fiecare ceala, cu fiecare bordeia lui obicei. Spune asta că acolo le fac un rău. Nu știu, fiecare cu aluia. Ce vreau să vă arăt, cum încliem noi ceara și ce facem cu ceara. Ceara la noi e de la API Servicii, de mult lucrez cu domnul. Nu știu dacă asta avem posibilitatea anul ăsta să vrem să încercăm, nu știu dacă să sprânească, să facem ceară din ceara noastră, anume foiță, mă scuzați, foiță din ceara noastră. Acum, pentru ramele, unde sunt ramele? Trebuie să aduc o ladă. Le aducem de aici. Pentru ramele de 145 sau o doime, cum le spunem noi, noi folosim faguri de 3 pătrimi care le tăiem în jumătate. Noi să vă arătăm acum metoda noastră, cum tăiem întreg 5 kg astea, le tăiem deodată. Ideea a fost și confecționarea a fost al lui Nicolae. Poate e primitivă, poate, pentru mine e foarte repijor. 3-4 ani urmă. Da, da. Poate cineva are vreo idee mai bună. Poftim, fiecare lasă asta. Ele se taie foarte drept, acum și vă arătăm noi repijor. Pui pauză până noi ne pregătim. Ca să le tăiem, am zis că avem așa agregat, așa. Ne folosim de un transformator. Așa, de un transformator. Ce putere, nu pot spune, l-am de mult la tractoare și cu aici înclei, înainte încleiem, avem unul mai mititel. Metoda cum constă? Am aici o cărămidă, asta vedeți pe roa pentru cei, dedesubt o scândură, care e în fix cu foile de ceară. Aici e un pătrat care intră aproape cât ceara și aici o sârmă. Problema la aparatul ăsta e tot că trebuiește o sârmă care să nu se ca să lămuresc, iese înfierbântă și o tai în jos. Dar este în cazurile astea aici și aici care este o lecuțică, iese înfierbântă și se rupe. Pretare. Ca să nu se înfierbântă, noi facem o lecuțică așa ea când mergând în jos. Drept că nu ca unt cum arăt eu așa merge. Asta vedeți acum și împreună. Este să zici că din sârmă de nihron. N-am avut pur și simplu o leacă timp să o caut sau cum. Ai, asta e din inox, dar nu sau din fier. E ca nu știu, nu pot spune. Și lucrăm cu dânsa. Tăiem cu o sârmă de asta 4-5 pachete de astea. O schimbăm, iar o tăiem. Dar vă spun că este din nihron, care aceea se înfierbând foarte bine. Poate cu aceea și mai repede. Trebuie de căutat și de încercat. Care tai. Dacă aveți ceva idei, poftim în comentarii, spuneți. La momentul, la lucrarea asta ar trebui două persoane, de atâta că eu am să tai și Nicolae a să le pui deoparte. Eu aici le unesc, aici cu niște șurborți, toate întrebările la Nicolae, el l-a făcut, așa. Am plecat, tot aia că o să ajut. Stai, ia, pe pauză. Iese ele la plan, așa, ușuriel, facem, și pun-le acolo, o să pui pauză până noi dăm în jos. Nu trebuie să arăți. E că arată acolo cu care le-am tăiat. Așa, pornești de acolo. Nu. Așa. Am uitat să spun un lucru, că ceara e de dorit să o ținem o leacă la cald. Ia ca noi am adus-o deodată de la rece și e să rupe ea cu asta, ea, că e, nu, astea tot, puțin să rupe de atât că e rece. O ținem când avem de gând să încliem, o ținem la cald
Și e un electric să moaie și e mai ușor de lucrat cu dânsa. Acum e de la răci, de adus din magazin și de atâta. Acum arătăm mai departe cum le încliem. Așa. Pești pauză. Cu sârmă de acolo, avem aici la încliet. Ceara am pregătit-o. Încliem tot cu aparatul ăsta care am tăiat. Sunt clei spate și singur. Spate în doi, cel mai productivitate cea mai mare în doi. Așa. Așa că colea a să fie azi de ajutor. Ce vreau să spun întâi de rame? Dați să spun întâi de rame. Așa, ceara, o lăsăm. Ramele eu le fac la comandă, la Nicolae. Acelea ramă mare le fac la Api Nord, firma care își magazinele sunt făcute și tubeile. Le face la Nicolae de atâta că el îmi face după mânza mea, spunem așa, cum vreau eu. Eu le fac aici aia, e 39, 39 și 5, care în magazin, la mine, în cap, 11 bucăți. Ca noi jos am făcut, de acum am încliet, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, în magazinul de 10, în cap 9. Ele sunt mai îngroșate, știți de acum, mai ușor la tăiet și așa mai departe. Nu le fac de 37, așa e asta. De atât dacă prima trebuie să le stau, să le împărțesc. Așa, ele sunt 39, l-am pus și n-am treabă. De seară că te și ies mai mult și ceară, așa, că e mai groasă. Ca ceară bună, de calitate bună. Foița, o încliem așa mărimi, uitați așa ea. Aici construiești singur, fără probleme, n-aveți. Persoanele au încercat, spui numai o fâșie aici și o fâșie aici și s-o făcut treabă. Am încercat și eu, este. Noi așa facem. Le place la cineva? Bine, nu? Fiecare face cum vrea. Asta e. Acum e democrație, oameni. Arătăm cum încliem. Așa. Vreau să spun că cu inoxul sunt cleie mai greu ca timp. Mai, cum mai greu? În câteva secunde mai mult trebuie să de ținut. Așa. Fiecare își face a lui, el pune, eu rama, eu pun și... M-am specializat și eu de acolo. Da. Ceva nu n-ai ținut drept? Nu s-o ținut drept? Așa. Ușurel. Bine. Și cu asta vrem să încheiem filmarea. Dacă ați fi două minute, poate mergem la Albin, că cum a fost, a venit un apicultor, alt apicultor și nu a deschis un ștubei. Cu toate că fiecare știm ce are un. Nu așa e interesul nostru, să ne uităm măcar ceva, cum e o albină străină, cum să zice că găina vecinului pare curcă. Cu asta ne vedem, după asta ne vedem la albini. Multă sănătate!